Astăzi are loc al doilea tur al alegerilor parlamentare din Franța. Alegeri cu o miză majoră pentru Emmanuel Macron, care ar putea pierde majoritatea absolută în adunarea națională conform ultimelor proiecții. Dar discut mai multe despre acest subiect cu Marcela Ferraro, editor corespondent al FNews în Franța. Bună, Marcela, cum a decurs această ultimă săptămână electorală? Bună ziua! A fost o săptămână foarte agitată înainte de primul tur de scrutin. S-a făcut foarte puțină campanie electorală, în schimb toată lumea și-a luat revanșa acum între cele două tururi de scrutin. Partidul lui Emmanuel Macron este în mare competiție cu extrema stânga lui Jean-Luc Mélenchon, care s-a plasat foarte bine după turul de scrutin precedent, umăr la umăr cu partidul președintelui și deci speră să obțină în acest al doilea tur de scrutin o majoritate care să-i permită lui Mélenchon să ceară mandatul de prim-ministru. Emmanuel Macron a făcut puțină campanie în interior, el însă a folosit privilegiul de a fi președinte pentru a face o campanie electorală mascată printr-o vizită la București, la trupele franceze, în Moldova, la Chișinău și mai ales în Ucraina. Este politica externă și armata, sunt două dintre punctele forte ale președintelui. Președintele este cel care conduce aceste două ministere regaliene, ca să spun așa, iar opoziția s-a trezit oarecum blocată, pentru că nici nu pot să-l acuz pe președinte să răspundă actualității și nici n-a fost foarte fericită să vadă acest efect de drapel, cum se numește aici aceasta. Acum ne referim la alegeri, să ne gândim la scenarii. Ce se întâmplă începând de mâine dacă partidul președintelui nu obține majoritatea absolută? Am putea asista la o schimbare de guvern? Este foarte probabil ca Emmanuel Macron să piardă această majoritate absolută pe care o are de 5 ani. Sunt 577 de deputați în adunarea națională. Această majoritate absolută înseamnă 289 de mandate, ori proiecțiile arată că e puțin probabil ca Macron să obțină această majoritate absolută. El va avea totuși o majoritate, peste 100 de deputați mai mulți decât extrema stângă, așa arată sondajele cel puțin. Un lucru interesant aș vrea să adaug aici, extrema stânga lui Mélenchon are personaje interesante pe listele electorale, de exemplu într-una dintre conflicțiile din apropierea Parisului, fosta ministra sportului de origine română, Roxana Mărăcineanu, care este candidată din partea partidului prezidențial, este pe cale să fie bătută de către o femeie de serviciu. Această femeie de serviciu este pe lista extremei stângi. Deci dacă nu are această majoritate absolută, Emmanuel Macron va trebui să guverneze destul de dificil, făcând negocieri pe fiecare proiect de lege și cel mai probabil încercând o apropiere de republicani, care ei s-ar putea să obțină între 50 și 80 de deputați, vor fi într-un fel cei care vor putea să înțină balanța. Deci guvernul nu va fi schimbat chiar dacă Mélenchon va încerca o moțiune de cenzură, dar urmează o perioadă destul de tensionată și destul de interesantă. Rămâne să vedem cu ce va rămâne Emmanuel Macron după aceste alegeri. Marcela, îți mulțumesc pentru informații.